Astăzi suntem invitați la comisia, la ședința ordinară a Consiliului Local Balcani. Suntem majoritatea prezenți. Domnul Raț zice că s-ar putea să ajungă. E de acord cu toate punctele a dumneavoastră. Dacă aveți obiecții la procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă nu sunt obiecții, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? O abținere, domnul. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Suntem convocați la ședința din 23 cu următoarele ordine de zi. Domnul proiectul de lege privind aprobarea regulamentului privind desfășurarea activităților economice și comerciale în Comuna Balcani. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor SC compania Rompres Service, conform raportului expertului cooptat de către ADIS Bacău, de către oasurile membre, parte din contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de șeuri municipale în județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din componența C5 Educație, precum și aprobarea proiectului de denumire adoptarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale la școală gimnazială numărul 1 Balcan. 4. Diverse. Dar supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? 4. Proiectul privind aprobarea regulamentului privind desfășurarea activităților economice și comerciale în Comuna Balcani, județul Bacău. Discuții? Dacă sunt discuții pe marginea acestui punct. Dacă nu sunt discuții... Da, sunt discuții. Da, poftim. Da, am picuit din proiectul de hotărâre. Am văzut că cerințe sunt tocmai la noi expert local, care aș zice și eu că majoritatea sau chiar toți ne achităm de sarcinile care sunt și de taxele locale. Și condițiile am văzut că se pun tocmai pentru noi ăștia locali. Ce facem cu, de exemplu, dacă cineva dintre noi vrea să facă comerț ambulant. Pot să facă, de exemplu, și domnul Pazel sau altul. La mulți ani. Mulțumesc. Ar trebui să fie o taxă mărită. Pentru că așa mi se pare corect. Este o taxă, nu știu, de vreo 30 de lei dată de vreo 10 ani. Acum toate s-au majorat. Și făcut un proiect de hotărâri, pus. Și referitor la ce spune Poliția Locală în acest proiect de hotărâri, cum suntem noi verificați la cântare, la provenieță mare, cântarul să fie în fiecare an dus la metrologie, așa de fiecare, nu se mai plângă pe drum, vin femei, le aud, păi am avut din 3 kg, am avut numai 2,2 kg, monșala la cântare. Nu, domne. Nouă nu ne permite legea cu cântare din astea chinezării, așa să aibă fiecare cântar care se corespunde la metrologie. Cine are așa ceva, poate să vândă. Cine nu, să nu vândă. Că nici mie nu-mi dă voie, nici lui altul nu-i dă voie. Cred că domnul Ivo, am dreptate sau nu? Da, e corect. Dacă mai are altcineva ceva de spus. Ar trebui să fie taxat și ei să desfășoară activități comerciale pe rază comună. Păi, noi dacă avem noi plătim o autorizație, să duce în jurul la 2000 de lei de fiecare punct de lucru, anual. Noi ce protecție avem? Adică, noi ăștia din Comuna Balcan, mă refer. Da, da. Sunt peste, cred că peste 50 de societăți. Dacă nu mai bine, da, nu? Da, mai bine. Ei, aducem un profit comunii. Nu trebuie fiecare comerciant protejat. Odată ce contribui cu 2000 de lei, aproximativ, lunar, anual, banii ăștia nu trebuie scoși? Da. 2800, auzi? De fiecare, fiecare punct de lucru. Dacă mai sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru cu tot ce a spus domnul?
toată lumea. În sensul că poliția locală îi verifică pe toți. Ești achită taxa la primărie, dacă e mică taxa de 30, venim 30 de lei. Zi, venim cu un proiect de hotărâri, la tax și impozite și mărim taxa. Venim la tuturor. Da, venim la... Să vei goar, nu ești nu înșel, mai sunt care dorile. Da, trecem la punctul numărul 2. Trebuie privind aprobarea modificării tarifelor, se cere compania de service. Tot din nou, dacă am înțeles, cu greșini din primul. Da, dacă sunt discuții la punctul. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea pentru. Se abține și nu am fost în urmă. Punctul numărul 3 din ordinea de zi. Proiectele privind aprobarea participării la PNRR. Conform proiectului cu denumirea adoptarea mobilier, materiale didactice și echipamente digitale la școala de numărul 1 Balcan. Eu am luat proiectul ăla cu dotarea materială. Ați citit probabil cu materialul. Dacă sunt discuții, eu zic că este un lucru bun. Dar vine vara asta pentru la toamnă sau? Păi, probabil că începe anul școlar, va fi tot anul. Păi dacă nu sunt discuții, supunem la vot cine este pentru. Toată lumea este de acord. Da, trecem la diverse. Domnul Gânda. Am văzut că a început firma asta cu reparatul la, la băncuță și la părculețe. Mai au de lucru sau o terminat? Schimbă cumva și la, la băncuțele care pe marginea domnului schimbă... Schimb parcuri. Eu i-am văzut că au vopsit chiar vechile care erau putere de și s-au fundat. Le-am schimbat. Și la școală nu s-au dat... De ce am zis treaba asta? De exemplu, este băncuța asta și mai multe băncuțe pe marginea drumului, dar este asta la, la Ghirasemoaie, chiar în curbă, la Balcani, e chiar urâtă. Și mi-a zis, și băi, domn Petrică, nu? Am zis, băi, domn primar, dacă eu să-i spun, dacă poate să dea o bancă, de, dacă nu o repară pe cei, ar trebui, deodată le schimbă rigăle, și băi, sunt zile. Dar rigăle nu știu cât boare o rigăle, mai greu cum pe luna nouă. Nu, dar din riglile care le schimbă la astea vechi, mai sunt bune și sunt care au una, două lipsă de alea. Dar nu le schimbă, nu le schimbă, le schimbă numai pe cele defecte atâta. Poate nu astea care... Da, și le popsește. Trimit o bancă. Dacă... E oglindă. La Ghirasemoaie aici, așa, la... La Șoric. Nu la Șoric. El a lucrat pe micropi dubă la petrol. La Culița Ojenei, cum îi zice. A, e pe dreapta el, Culița. La pot la papă. Da, la acolo, la Pavel, în turba aceea, acolo, e o băncuță. Păi nu e nicio bancă, e banca aceea rupt în dup. E mai la vale. Între podul, între Dragomir al lui și podul ăla. De la podul ăla la Dragomir, prima bancă pe stânga, vor să vede că e ruptă. Și ce se schimbă sau roburile sau ruginit, l-au dat glita, e cu frică. Dar și pe Vana Frumoasă, la Părculeț acolo... N-am ajuns pe Frumoasă, da. Încă la Părculeț. Deci lează un mare băncuț, nu funcționa nimic în Părculețul ăla, dacă se poate schimba sau reamenajat. Schimbă, nu ca nimic, nu ajungem acolo. Da, dacă totuși e în lucru, înseamnă că nu vedeam, am crezut că o termina și o pleca. Mm-hmm. Avem la Todeliță, la Todeliță Aretina, Todeliță Vațel de la Ghidion, avem stația aia, o mâncat apa, exact, se vede din stații apa. Deci dacă m-am dus și m-am uitat din stație, se vede apa. Deci a ajuns exact la stația apa. Dacă mai vine o viitură, deci se duce stația de acolo. Și... Deci o mâncat exact până în stații. Deci... Și este și panoul ăla. Și panoul ăla este legat cu o sârmă. Când mergeți odată, vă uitați acolo, e de urgență, trebuie un dig de protecție. Dacă nu mai sunt discuții, declar închisă ședința ordinară de astăzi și vă urăm la mulți ani, Petru și Pavel.
acum să vedem unde au să-i strângi. 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 Să-i